Primarul municipiului Târgu Jiu, care este în conflict cu președintele PNL Gorj, susține că acesta nu-l mai vrea edil și îi caută înlocuitorii care să candideze la primărie. Ion Iordache a declarat că pregătește un proiect pentru Târgu Jiu pe care Romanescu spune că nu și-l va asuma. Dumnealui spune că pregătește un proiect pentru Târgu Jiu. E foarte bine, dar proiectul ăsta pentru Târgu Jiu, mă gândeam că îl pregătește cu organizația municipală, nu cu sateliții. Da, când pregătești un proiect pentru Târgu Jiu, ca și pentru orice altă localitate, în primul rând ar trebui să aduci la cunoștință celor care coordonează activitatea acelei organizații, mie în calitatea de președinte și echipei de la Târgu Jiu. Înseamnă că e un proiect paralel. Iar dacă este un proiect paralel, succes nu se pot dori niciodată, domnului Iordache, că nu ne trebuie în momentul de față stăpâni. Avem nevoie de stăpâni. Romanescu susține că Iordache are ca variante pe fostul viceprimar Adrian Tudor, fostul secretar de stat Iulian Popescu sau actualul director general adjunct din Ministerul Dezvoltării Victor Banța. Dumnealui are un proiect personal, din acest punct de vedere am înțeles că are foarte multe nume pe care le vehiculează și pe care s-ar putea să le scoată la bătaie într-o competiție electorală ulterioară, domnul Banța, domnul Iulian Popescu, domnul Adrian Tudor. Asta este pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Le vehiculează pe acolo prin sediu, mai discută cu colegii noștri, alții decât cei din organizația municipală, pentru că eu cred că la noi lucrurile sunt foarte clare, dar mergem în aceeași echipă în care, cu care am câștigat alegerile anterioare. Scandalurile în PNL Gorj se țin lanț de aproape un an, de când Ion Iordache a început să tragă sforile pentru a prelua șefia organizației județene.